Câteva zeci de preșcolari de la grădinițele din Câmpul Lung au trecut pragul școlii gimnaziale Oprea Iorgulescu. Micuții însoțiți de părinți sau bunici au fost întâmpinați de colegii mai mari, dar și de cadrele didactice care din toamna anului viitor vor prelua clasele pregătitoare. Aceștia au fost invitați în sălile de clasă, acolo unde au participat la activitatea practică Brătuțul Prieteniei. Dragii mei, astăzi o să împodobim și noi un alt fel de brăduț. Uite așa, un brăduț, cutiuță. Vedeți unul la format mai mare aici, la tablă, vedeți? Este un brăduț în care noi să putem pune ceva. Ce am putea pune noi în eroare? Cadouri și... globulețe. Și un globuleț. Și ceva dulce? Da. Și cred că la sfârșit de tot recompensă, pentru că l-ați împodobit frumos, o să punem ceva dulce în el, da? Da. Are brăduțul nostru globulețe? Da. Are și luminițe? Da. Da. Ne apucăm de treabă? Da. Da. Și are și o steluță aici, sus, în vârful bradului. Ajune-te pentru, sunt de bun, roșu acu, Moș Crăciune-te pentru, Moș Crăciun a terminat, Sania de încărcat și-a pornit cetișor, tot cu renii lui în zbor. Suntem epii lui Moș Crăciun, suntem epii lui Moș Crăciun, suntem bucuroși acum, Moș Crăciun este pe drum. Suntem bucuroși acum, Moș Crăciun. După ce au finalizat lucrarea, copiii, dar și părinții au fost invitați în sala de sport a unității de învățământ. Aici au fost întâmpinați de directorul școlii, iar colegii de la clasele mai mari le-au pregătit un scurt program artistic. Vă urez un bun venit la școala noastră, școala Oprea Iorgulescu, la această minunată activitate, Brăduțul Prieteniei. Acțiunea Brăduțul Prieteniei este organizată de mai mulți ani de cadrele didactice și elevii școlii gimnaziale Oprea Iorgulescu. Aceasta are menirea de a-i familiariza pe micii preșcolari cu activitățile derulate la școală. Încercăm să-i familiarizăm pe preșcolari cu ceea ce înseamnă școală, cu elevii mai mari, cu activitățile care se desfășoară, cu sălile de clasă care sunt cu totul altfel decât cele din grădiniță. Pe parcursul acestui an școlar vor mai avea loc și alte activități. Noi avem parteneriate cu grădinițele din jurul școlii noastre și ne dorim ca la toamnă câți mai mulți dintre ei să fie elevii școlii noastre. În anul școlar 2018-2019, cadrele didactice care vor prelua clasele pregătitoare la școala gimnazială Oprea Iorgulescu sunt Dana Mira, clasa pregătitoare A, Nicoleta Lungu, clasa pregătitoare B și Veronica Oprei, clasa pregătitoare C. Evenimentul s-a încheiat cu împodobirea Brăduțului Prieteniei. Fiecare copil a așezat în ramurile pomului de Crăciun câte o podoabă, fiind răsplătiți apoi cu dulciuri.